Accident matinal în sectorul Râșcani din municipiul Chișinău. Două automobile s-au ciocnit violent după ce unul dintre șoferi nu i-ar fi cedat drumul. În consecință, o pasageră s-a lovit puternic de parbriz și a fost transportată la spital. Impactul a avut loc în jurul orei 9 pe strada Kiev din Chișinău. Două automobile, una de marca Toyota și cealaltă un Renault, s-au lovit lateral. Eu mergeam aici. El din partea aceea brânc, nu permită, se vede că vreau să duc în polo, nu știu. Mașina era asigurată? Păi da, numai decât. Milinar, șoferul automobilului Toyota se face vinovat din motiv că a ieșit de teritoriul adiacent a drumului și nu a cedat trecerea automobilului care se deplasa pe drum cu prioritate. Celălalt șofer însă a refuzat să ofere explicații la cameră. Nu v-ați asigurat când ați ieșit? Filmați încă o dată, vă explic și fără comentarii. Din cauza impactului, soția șoferului din Renault s-a lovit puternic de parbriz, astfel că a fost transportată la spital. Starea ei este satisfăcătoare. Comoție cerebrală. Cine? Soția. Nu este clar dacă aceasta a purtat centură în timpul impactului. Din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje. Șoferul vinovat va fi pedepsit după ce va fi stabilită gravitatea traumelor.